Bine v-am regăsit la ediția de astăzi. Iată că vom discuta despre bullying, un fenomen care, practic, aș putea spune că s-a accentuat în perioada pandemiei și nu o spunem noi, o spun faptele reale din comunitate și din România. Au crescut cazurile acestea de bullying și pentru că avem o campanie derulată la Iași de Asociația ROR, vom discuta să vedem ce s-a mai întâmplat și ce se poate face în continuare pe acest segment, împreună cu doamna președinte, psiholog Roxana Oana Rotaru. Bine ați revenit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc din nou pentru invitație. Ce s-a mai întâmplat cu campania între timp? Să mai vedem așa pas cu pas și ce putem să mai facem în continuare. În anul școlar 2021 am fost invitați doar la un singur liceu din Iași. Iată că această pandemie ne-a afectat și pe noi ca și activitate în cadrul campaniei Impact Stop Bullying. Relaționarea cu elevii, profesorii și părinții. După cum știți, această campanie se adresează celor trei categorii și am răspuns pozitiv invitației. Au fost foarte multe invitații când școala se derula doar tradițional și era bine. Și când spuneam da, se întâmpla să nu mai avem acces în școală. La acea activitate, jumătate din efectivul de copii erau prezenți la ore. Ceilalți, bineînțeles, pe platforma Zoom ne-au urmărit, am interacționat și cu ei. A fost destul de interesant. A trebuit ca numărul de membri ai asociației, da, care fac parte din echipă, 4 la număr, să fim doar 2, ca să respectăm regulile și să nu punem în pericol pe nimeni. Cum au interacționat copiii, cum au văzut ei fenomenul și campania dumneavoastră, cum o văd cei care erau pe Zoom? Erau atenți în clasă, oricum altfel îi puteți privi? Erau atenți și iată că noi de la începutul campaniei am discutat și despre acest cyberbullying și ne gândeam că nu ar fi un fenomen atât de evident ca bullying-ul, da, din școli, în afara școlii, în familii, etc. Iată-l prezent acum, datorită acestor schimbări prin care trecem cu toții, este un fenomen care nu-l mai putem nega. Astfel încât acest cyberbullying are efecte la fel de nocive ca și bullying-ul despre care am discutat și, în schimb, poate fi identificat mult mai ușor la un semnal de alarmă care îl face către pe care îl face minorul către un adult, poliția, prin acele urme lăsate de IP, da? IP-ul calculatorului, îl poate găsi pe infractor, practic, pentru că este o infracțiune bullying-ul în acest mediu online, îl poate găsi mult mai ușor și se pot lua măsuri. Îmi spuneați că atunci când mergeați în școli, pe la începutul campaniei și atunci când nu era pandemie, copiii adresau întrebări și puneau întrebări chiar și după ce se termina sesiunea de bullying. Acum au fost interesați să afle? Au fost interesați să afle și faptul că uneori pe platformele Zoom, unde se desfășoară orele de curs, apar aceste incidente, cum ar fi apariția de materiale pornografice. Se sesizează elevii, părinții, da, profesorii și sunt anunțate cadrele specializate în a rezolva aceste probleme. Deci, prima dată vorbim despre poliție. Poliția care noi avem parteneriate foarte frumoase în această perioadă de timp 2018-2021 și copiii chiar au ce învăța și găsesc un real sprijin în experiența și ajutorul care îl dă poliția profesorilor, elevilor și părinților. Un exemplu care aș putea spune că e în continuare a ceea ce ați menționat dumneavoastră cu partea de pornografie a fost chiar la un liceu, recent la un liceu din Cluj. Acolo n-au știut să managerieze situația și doar poliția de sine stătătoare, așa dacă pot să spun, va verifica exact situația. Tot prin platformele acestea, imediat s-a ajuns. Putem să gestionăm mai ușor bullying-ul fizic, dacă putem să-l numim așa, decât
cyberbullying-ul din perspectiva pe care o aveți acum de la începutul campaniei? Din punctul meu de vedere, cyberbullying-ul cred că poate fi ajustat mult mai ușor. Iată, aceste rețele de socializare, cum ar fi Facebook-ul, Instagram-ul, Twitter-ul, vorbim de acele setări de confidențialitate sau regulile comunității, da, prin care aplicația îți poate da un real ajutor când tu identifici un caz, da, de cyberbullying. Ți este copiat profilul de Facebook. Cineva în numele tău trimite mesaje cu un caracter de hărțuire, da? Hărțuire, violență, umilință verbală. Ești pus într-o situație penibilă în fața celorlalți, într-un mod public, sau fotografii sau conversații private pleacă către alți utilizatori cu scopul de a-ți face rău. Și evident, când tu semnalezi aceste lucruri aplicației, se spune Facebook sau Instagram, este verificat profilul și, evident, este șters. Și când discutăm de un lucru față în față, atunci, practic, e mai ușor să semnalăm părintelui, profesorului, da? Când e ceva fizic, ceva într-o clasă de... într-o sală de clasă, dacă se mai poate acum, că oricum încă mai merg copiii la școală. Eu și echipa mea suntem foarte mulțumiți. Iată, în decursul aproape 2 ani și ceva, s-au semnalat cazuri de bullying. A existat acea conștientizare în urma activităților noastre desfășurate la clase și faptul că marea majoritate s-au rezolvat mi-a făcut, pe mine personal, m-a făcut să cred că am gândit bine această echipă și această campanie care a fost extrem de bine primită în școli, părinții interesați, profesorii, și ne bucura foarte mult această deschidere, cu colaborare foarte frumoasă cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și cu Inspectoratul de Poliție, de asemenea. Ce ați urmărit în primul și în primul rând? Când ați gândit campania, ați gândit-o într-un fel. Când ați mers prima dată la un eveniment la școală, cât de mult s-a schimbat percepția a ceea ce vă doreați și a ceea ce ați observat că se întâmplă? Sincer să fiu, m-am gândit că, având și eu un copil acasă, în clasa 12-a, știam despre problemele lor, a tinerilor, și n-am fost extrem de mirată de ceea ce pot auzi despre lucrurile întâmplate. Dar sunt lucruri cu care, să spunem, nu întreaga comunitate este obișnuită și nu știe să reacționeze. Cum ar putea, nu știu, să reacționeze o persoană care nu are profesia de psiholog, nu e nici polițist? O persoană pur și simplu... Noi explicăm în această campanie, pașii, să conștientizăm ce înseamnă o întâmplare și ce înseamnă un comportament repetitiv nociv, da? Să identificăm acel bullying, că este real, și ce facem prima dată? Ne adresăm părinților. Nu avem curajul să spunem părinților, ne adresăm învățătorului, profesorului, unuia dintre profesori care noi interacționăm, rezonăm mai bine. Poliția are rolul lor, da? Pentru că sunt minori, ei trebuie ajutați. De cine? De un adult. Nu ne facem dreptate. În principiu știm foarte bine cu toții că violența naște violență. Ce facem în cazul în care familia nu prea înțelege? Pentru că sunt deseori situații de genul ăsta și preferă să scoată pe fiul sau fiica, sigur ai făcut tu ceva, de ai meritat-o. Aici, cum am putea să-i ajutăm pe părinți totuși să înțeleagă că e ceva grav? Vorbim de mediere, da? Pentru că trebuie ascultați fiecare în parte, da? Trebuie ascultat atât elevul cât profesorii, celălalt elev implicat, deci victimă și abuzator. Și cu toții ne dorim o rezolvare a problemelor, înțelegerea corectă de unde a plecat, care a fost momentul care a declanșat acest tip de comportament și de ce. De cele mai multe ori, problema există la abuzator, da? Atragerea atenției asupra propriei persoane. Un deficit de atenție din partea părinților,
și multe alte probleme, evident. Când vedem un copil din acesta care face multe probleme, nu știu, își bate colegii, îi jignește, deseori el este dat la o parte. Este o soluție numai să-l dăm la o parte sau cum putem să intervenim noi, cei care suntem pe lângă? Discutăm acest aspect în cadrul activităților noastre. Excluderea nu este o soluție, evident. Acel copil trebuie susținut, înțeles, iubit și acceptat. Să conformeze și regulilor clasei. O echipă, un colectiv frumos, se vede foarte clar că la nivel de comunicare ei se înțeleg, interacționează, un rol important îl are și dirigintele, firește, și consilierul școlii. Și cu toții ne dorim ca școala să fie un mediu safe, sigur, pentru copiii noștri, evident. Spuneați că primiți feedback-uri după fiecare activitate și că sunt și situații care au fost rezolvate. Cum primiți informațiile acestea? Pentru că, nu, când se întâmplă ceva rău, imediat nu durează mult timp și cioc-cioc trebuie să vă dau o veste proastă. Veștile bune vin la fel de repede cum vin cele negative, cele rele? Sincer să fiu, da. De asta mă simt și norocoasă, ca să spun așa. Primim feedback-uri de la inspectoratul școlar, da, județean Iași, de la profesori care ne scriu pe pagina de Facebook a Asociației ROR, mie personal, și iată că după activitățile noastre copiii vin chiar și cu idei, diverse proiecțiile, la dirigenție se întâmplă lucruri frumoase, fac echipe anti-bullying și înseamnă că noi nu am trecut degeaba pe acolo. Copiii mai mici, copiii mai mari sunt mai interesați de fenomen, adresează mai multe întrebări, ar vrea să știe mai multe aspecte. De exemplu, cei din clasa a patra au fost fantastici. La liceu, ultima dată când am fost, am mers și în partea de școală primară și ne-au fascinat, ne-au cucerit întru totul cu întrebările lor și faptul cum conștientizau chiar acolo că au trecut și ei prin astfel de situații și cu siguranță a fost bullying și încercau să ne explice că acel fenomen prin care au trecut, acel tip de comportament la care au fost supuși, se încadrează clar la bullying. De unde poți să aibă cei mici atât de multe informații? Se vede că școala e mai implicată, părinții la fel? Și profesorii. Profesorii au un rol foarte important. Vedeți, dumneavoastră, și părinții și profesorii ar trebui să dea mână cu mână ca rezultatul muncilor să se reflecte frumos în educația copilului. Se vede, noi vedem cu ochiul liber, în primele 5 minute ne dăm seama despre ce este vorba la activitățile noastre. Vedem unde părinții își pun amprenta într-un mod frumos, elegant, și unde lipsește, din păcate, acea educație sau afectivitate de care ei au atâta nevoie. De multe ori, comunitatea speră ca școala să compenseze lipsa educației de acasă. Cât se poate? Nu este de ajuns. Părintele are obligații, clar, evident, și-au dorit acel copil. Și atunci trebuie să asigure un mediu sigur acasă, protecție, să-i cunoască prietenii, să cunoască prietenii din, să-i cunoască prietenii din mediul online, să fie atenți la activitățile lor, le trebuie un program. Programul de somn iar este foarte important. Lucrurile s-au schimbat și iată, și noi ca și părinți trebuie să ne modelăm după aceste schimbări.
Știu părinți care practic urmăresc, fac anumite restricții pe internet unde ar putea să intre copilul și urmăresc și istoricul. E o soluție ca cei mai mici să nu fie tentați de anumite lucruri sau, în calitate de psiholog, v-aș întreba, recomandați mai multe discuții cu copilul pentru a înțelege și pentru a nu-l forța, adică nu a vorbi de anumite restricții? Siguranță, din păcate, trăim niște timpuri în care telefonul mobil ține loc și de părinte. Mulți părinți. Bine, acum și de școală, că asta e situația care dacă nu vorbim, și-o dorește chiar toată lumea. Exact, dacă vorbim strict de relația părinte-copil, iată, este o problemă. Nu este de ajuns să cumpere un telefon performant copilului, arătându-i că îl iubești, că îi prețuiești munca, rezultatele. De neuitat vor fi momentele pentru copil, dar și pentru părinte, momentele în care ei au interacționat față în față și au vorbit. Copiii se schimbă de la o zi în alta, asta nu cresc. Și noi ca ei am fost, ei ca noi nu. Copiii au nevoie de exemple. De aceea și activitățile și evenimentele pe care le desfășoară asociația ROR sunt gândite pentru societatea, pentru comunitatea ieșeană, aducerea în față a exemplelor pozitive, oamenilor frumoși de la care avem ce învăța. Școala cum mai poate interveni? Iată și prin intermediul campaniei, pentru că deseori am înțeles că profesorii sunt cei care, sau directorii, da, care vă semnalează problemele. Și asta este un plus, aș putea spune. Școala conștientizează că sunt anumite minusuri și că nu le poate rezolva singură. Dacă vă amintiți, cu siguranță vă amintiți, acele povești, amintirea ale noastre tuturor, ce diriginte wow am avut. Ne era ca o soră, ne era ca o mamă, ne era ca un tată, ca un frate. Depinde foarte mult de modul în care profesorul, dirigintele, psihologul interacționează în mod egal cu toți copiii. Și că își doresc și unii reușesc să aibă o relație foarte bună cu părinții. Și atunci nu mai apar aceste sincope, aceste derapaje, acest fenomen de bullying. Dacă apare, este rezolvat sau măcar diminuat și rezultatele sunt altele. Există deseori sintagma aceasta, e diferență de generații. Acum, cu pandemia, cred că într-un fel s-a mai adâncit sau distanța e mai mare între părinți, nu cu copii, că până la urmă ei trăiesc împreună, copiii cu bunicii. Cum putem să apropiem măcar moral, să spunem așa, că fizic nu prea. Trebuie să ținem cont de distanțarea fizică, iată, aici vorbim, socială. Aici vorbim și de plusul care ne-l oferă tehnologia. Da, copiii se întâlnesc pe cele grupuri de WhatsApp sau Telegram sau, nu știu, Signal, pe Facebook, fac tot felul de grupulețe, grupulețul clasei, a școlii. Cam știu tot ce se întâmplă cu ei, salută, au tabieturile lor. Într-un fel i-a apropiat mai mult, să spunem, într-un fel i-a distanțat. Vedeți, de aici rolul părintelui este foarte important. Să-i spune copilului că realitatea, ce se întâmplă, că nu va dura la nesfârșit, că sunt momente în viață în care trebuie să alegi ceea ce este cel mai bine și mai sigur pentru tine. Și el ca părinte știe lucrul ăsta. Ce a fost cel mai important din campanie până acum pentru dumneavoastră? Principala, să spunem, mulțumire și care este următorul punct în perioada următoare? Până în prezent au fost informați și consiliați peste 7.000 de elevi, atât din municipiul Iași cât și din județul Iași, peste 700 de profesori. Am avut și întâlniri cu părinții, mai greu ce-i drept. Programul nu prea le-a permis
dar copiii au dus acasă toate aceste informații și am primit feedback de la profesori că părinții au luat cunoștință de activitățile noastre și au fost încântați. Au avut și mai multă deschidere spre copii în a afla lucruri care se întâmplă la școală, de exemplu. Și iar un lucru pozitiv, imaginea campaniei noastre este talentatul ieșean Ianis Pavel, care prin talentul lui și prin proiectele lui muzicale minunate a purtat mesajul campaniei noastre la București, tot ce înseamnă mediul online, da? TV, presă. Și mulțumim foarte, foarte mult. Deci el a fost mesagerul de la Iași încolo, neapărat. Da, el peste tot, Impact Stop Bullying și mesajul lui care a fost foarte bine primit. Un mesaj pe care l-am văzut și video, nu? Așa este. Da, el nu numai l-a pronunțat, l-a rostit la diferite emisiuni, l-ați și filmat. Da. Și roll-up la evenimente, da. Și roll-up este foarte atașat de noi și noi de el. Este un tânăr absolut minunat și suntem mândri de toate reușitele lui. Și am văzut că a mai venit și la alte evenimente. Deci, până la urmă, e un prieten constant. Așa este. Dacă pot să-l numesc așa, al proiectelor. Am crescut așa o mică comunitate în jurul acestui eror. Și le mulțumesc tuturor celor care au încredere în campaniile și acțiunile pe care eu le întreprind. Referitor la campania cu bullying-ul, că suntem pre final, asta mai era întrebarea, o reiau pentru viitor. Viitorul apropiat, ce aveți în vedere? Vedem cum se va desfășura activitatea în școlile noastre, cum vom putea avea acces. Dacă restricțiile vor continua, ne gândim să facem niște materiale online, material a psihologului, a polițistului, a avocatului, a jurnalistului, cei patru membri ai echipei ROR, și să fie difuzate, bineînțeles, aceste materiale cu acordul școlii, la orele de dirigenție. Ne gândim și la această variantă din toamnă. Mai avem un proiect cel mic, dacă ne permiteți, în cadrul acestei campanii cu școlile care noi am pătruns cu activitățile noastre, le propunem gen concurs, să spunem, de mesaje între bunic, de desene care vor fi cuprinse într-o cărticică, care ne dorim să o scoatem la sfârșitul anului pe piață, la sfârșitul anului 2021, luna decembrie. Am înțeles. Deci, practic, campania ia și alte forme, ca să le numesc așa, tip și tipărite. Tot ei au venit cu ideea, elevii din această campanie. Ne-au trimis tot felul de filmulețe, tot felul de fotografii, picturi, desene și ne-a plăcut foarte, foarte mult. Sunt extrem de inventivi. Vă mulțumim tare mult! Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Videoteca Excelenței. Am discutat despre bullying. Cu siguranță ne-am dorit să discutăm mai puțin despre efectele negative, dar despre aspectele frumoase întotdeauna e timp și loc de ele. Eu sunt Raluca Daria Diaconiuc. O zi frumoasă! Ne revedem săptămâna viitoare!